Au fost proteste ample în mai multe orașe importante din Statele Unite împotriva planurilor Curții Supreme de Justiție de a face loc interzicerii avortului. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă pentru a-și proteja un drept pe care l-au obținut în urmă cu aproape 50 de ani, tot în urma unei decizii a Curții Supreme. Proteste au avut loc la Washington, Chicago, New York sau Los Angeles. Zeci de mii de americani au ieșit pe străzile mai multor orașe importante din Statele Unite pentru a susține dreptul la avort. În capitala Washington DC, protestatarii au pornit în marș către Curtea Supremă de Justiție. Acolo se aflau și mai mulți membri ai Congresului American. The radical Supreme Court justices and right-wing extremists are making it clear that they won't stop until a nationwide ban is enacted. În New York a avut loc unul dintre cele mai mari proteste din țară, la care au luat parte zeci de mii de oameni. Abortion rights are health care rights. That is our right and it cannot be taken away. We actually need expanded access at this moment in New York. În Chicago, un oraș în care în fiecare an sunt făcute aproximativ 46.000 de avorturi, protestatarii s-au strâns în zona centrală a orașului. Minority of lawmakers in Washington are taking away our voice. I have had an abortion as a teenager and I have had an abortion as an adult. I've been marching for this almost all of my life. And I look at the children who are here and I think to myself, why should they have to continue marching for this? Unul dintre cele mai mari proteste din Statele Unite a avut loc la Los Angeles. LA is pro-choice. People say, oh, California is different because we won't get abortion, we won't have it touched. That's not the point. The point here is it should be accessible to all women across the US. Period. Protestele din Statele Unite au loc după ce în urmă cu două săptămâni a fost dezvăluit un proiect al Curții Supreme în care majoritatea conservatoare pledează pentru anularea Roe vs. Wade. Aceasta a fost o decizie istorică în 1973, tot a Curții Supreme de Justiție, prin care a fost legalizat avortul la nivel național. Potrivit estimărilor actuale, 26 dintre cele 50 de state americane așteaptă această hotărâre pentru a restricționa sau interzice total avortul. Aproape toate aceste state sunt conduse de guvernatori republicani.